În această ediție a emisiunii IT Zone vom vorbi despre un aspect puțin mai neplăcut, atât a utilizatorilor de internet, cât și a oamenilor care, în general, sunt puțin deranjați de reclame băgate pe gât, cum s-ar spune. Aceste reclame, în special cele de pe browsere, sunt băgate pe gât prin intermediul unor softuri, denumite adware și spyware. Alături de noi, în această emisiune, este din nou domnul Mihai Măriuțe, căruia îi urăm bine ați venit. Bine ai venit din nou, Mihai. Bine am găsit. Și cred că, Mihai, ești destul de avizat în domeniu, cel puțin a internetului, cât să ne vorbești puțin despre adware și spyware. Întâi aș vrea să te întreb dacă ai avut experiență cu cele două softuri. Ai putea să ne spui câte ceva despre asta? Sunt probabil în viața oricui, nu cred că e cineva care să nu fi dat de asemenea experimente, experiențe, să spun acest punct de vedere, mai ales că sunt chiar mai răspândite decât ar părea la prima vedere și, cum să spun, au nu neapărat, nu întotdeauna sunt legate de o conotație neapărat negativă sau o conotație negativă câteodată este explorată sau apare ulterior la unor chestiuni care nu te aștepta să fie așa. De exemplu, unul din cele mai celebre scandale în acest domeniu a fost a unui CD făcut de o mare companie, dacă nu mă înșel, Sony, care a incorporat pe pista de date a unui CD de muzică un rootkit care se instala pe calculatoarele pe care era pus CD-ul respectiv pentru a putea verifica că acele calculatoare nu se ocupă de piratare. O chestiune care a ieșit destul de ori din acest punct de vedere, pentru că nu e normal ca un mare producător să insereze pe suporturile hardware cumpărate, vândute de el, lucruri nu tocmai oficiali din acest punct de vedere. Bineînțeles, s-a retras acea chestiune, se spune că nu mai apare, dar ideea că nu te aștepta ca la CD-urile unui foarte mare producător să ai asemenea experiențe. Dar se întâmplă chiar la firme serioase să fie distribuite programe care să aibă încorporate ascuns astfel de încărcături nedorite, virus sau altfel de astfel de programe. Ai ajuns fix la un punct foarte sensibil. Vreau să dezvolui chestia asta o leacă mai târziu pe parcursul interviului, dar da, pe lângă persoanele fizice care fac asta, ori din distracție, ori fie ca să culeagă date despre anumiți utilizatori ai internetului, sunt și companii mari care practică acest gen de metode. Fie pentru a vedea dacă, teoretic ar fi o intenție oarecum normală, își protejează până la urmă softurile eliberate de ei, că ei doar au vrut să verifice dacă nu sunt piratate. Dar tot nu este bine, deoarece violează intimitatea acelui utilizator. Și, într-adevăr, nimeni nu s-ar aștepta niciodată ca de la o companie mare să se trezească cu o astfel de surpriză. Dar cum ar putea un utilizator simplu, un om, un cetățean de rând care intră pe internet, ascultă muzică sau chiar mai și cumpără ceva online, să se poată proteja de așa ceva? Mai ales că mulți nici măcar nu știu câte surprize pot avea pe calculatorul lor. În principiu, e bine să ne menținem într-un domeniu, să spunem, care este deasupra apei, de site-uri și de programe care sunt luate sau primite pe canale oficiale, pentru că acestea minimizează totuși astfel de riscuri. Că s-au mai întâmplat pe aici, pe acolo, mici accidente, cum spuneam, sunt accidente, nu chestiuni neapărat răuvoitoare în acest punct de vedere. Uneori, pur și simplu, nu era clar ce e bine și ce e rău, pentru că ce bine și ce e rău nu sunt întotdeauna așa de precis definite. Sunt zone noi, în acest domeniu al IT-ului vine, descoperă până la urmă noi posibilități și noi forme de interacțiune, care nu este întotdeauna foarte evident unde anume ar trebui să ne plasăm. Uite, apar diverse idei. Bine că ai zis aici, vreau să te întreb și să te întreb legislația cam ce zice în mare parte din țările civilizate ale lumii astea și chiar și în România. Ce zice legislația din punct de vedere a spyware-ului și a adware-ului? Legislația spune că este interzis accesul la un sistem de calcul neautorizat.
Dar acum întrebarea este, toată lumea să-și citească toate literele mici de la sfârșitul acordului care apare deseori pe diverse programe și pe diverse CD-uri sau pe acolo, să spune că dai acces furnizorului la sistemul tău și în acest punct de vedere furnizorul este acoperit, el are acces autorizat la acest punct de vedere. Pot fi chiar și programe pe net pline de asemenea prostioare care să scrie mărunt acolo, acest program vă va infecta calculatorul, va crește consumul de curent și va face poze cu dumneavoastră și cu soția dumneavoastră noapte. Multă lume dă click OK cam pe orice și acest vedere, din vedere punct strict legal, s-ar putea întâmpla să constați că ai dat autorizarea să acceseze calculatorul și atunci nu mai există neapărat da, uite că bine că ai zis de termeni ăștia de licență și cred că majoritatea, bine, la început și eu eram așa, în mare parte când instalam orice, un joc, un program, orice, știam că era mereu bara aia pe care îmi impune ăla să citesc acolo ce spune el termenii lui de licență la program, nici nu mă uitam pe ea, dădeam bara până în jos, next, install. Dar tocmai acolo e trucul, fiindcă și nu numai că ei oarecum îl scriu într-un fel în care un om simplu nu ar putea neapărat să perceapă tot ceea ce spun acolo și chiar și ăsta e un truc prin care adware-ul sau spyware-ul se poate instala. Ei folosesc oarecum niște metode așa de a intra în tactici așa subtile. Da, nu e neapărat truc, este o chestiune prin care se protejează. Deci dacă ai dus de vorba de protecția care poate să ofere un sistem legal. Acest sistem legal este destul de limitat pentru acest domeniu nou. Odată că, cum spuneam, termenii de drept de acces sunt foarte relativ, pentru că este posibil tu să fii dat click pe ceva care semnifică că e acord la acel acces, chiar dacă nu ai înțeles de ce este vorba, în momentul respectiv, povara sarcinii că s-a abuzat de tine este în spatele tău, nu mai este spatele furnizorului, presupunând că este vorba de un furnizor, să spunem, deasupra apei, cineva identificabil, o firmă pe care poți să o găsești și să o dai în judecată eventual sau care să aibă niște repercursiuni de natură legală. De altă parte, mare parte din asemenea programe nu aparțin unor astfel de firme, ele apar vind pe canale necunoscute, cam dubioase și nici măcar nu ai opțiunea de a încerca să apelezi la noțiunea de protecție legală și ajungem în situația în care trebuie să ne păzim un pic singuri, pentru că deseori în acest domeniu protecția, să spunem, făcută prin intermediul statului nu este tocmai eficientă sau potrivită. Și sunt convins că nici nu au idee despre întreaga amplitudine a acestei, sau poate au idee despre întreaga amplitudine, dar încă nu intervin sau cine știe ce, se poate. Ce o fi. Dar dacă tot ai zis de a ne proteja noi, pe noi înșine, cam ce ar fi de recomandat în domeniul ăsta? Cam ce browsere? Cam, sau nu prea mai contează de acum, orice browser până la urmă poate fi infectat, orice sistem poate fi infectat de la Windows, iOS și Android. Este adevărat? Tradițional avea o imagine proastă Internet Explorer, dar ultima versiune 8 se zice că s-a mai des în acest punct de vedere, deci nu ar mai fi chiar atât de sensibilă. Dar, cum spuneam, orice program gândit să-ți ofere multe facilități are și multe oportunități, fatalmente. Astea sunt legate. Deci, simplu să faci un browser, să spunem, care nu poate fi infectat. Dar acela va fi probabil doar imagini statice, nu o să ai filme, nu o să ai... Deci va fi ceva destul de puțin util. În momentul în care începi să dai putere, apar și riscurile. În general, riscurile apar cu puterea. Cu cât ai mai multă putere, cu atât mai multe riscuri sunt atașate și trebuie luate măsuri de minimizare acestor riscuri. De putut se poate face, bineînțeles, trebuie să ai chiar bine, mai ales pe sistemul de operare Windows, pentru care sunt multe astfel de programe dezvoltate, să fie în afară de un antivirus, e bine să avem și un program care să ne verifice, să spunem, programe care nu sunt neapărat viruși, dar, să spunem, exagerează asupra utilizării drepturilor care li sunt date în momentul instalării, se numesc în mod normal anti-malware, astfel de programe. Mai nou, Microsoft chiar furnizează el astfel de programe cu sisteme de operare, deci pe post de antivirus, oricine are Microsoft cu licență poate să-și instaleze Microsoft
am un program antivirus Microsoft Internet Security, dacă nu așa, sau ceva de genul ăsta, care nu costă niciun ban, deci undeva în această vedere este o chestiune foarte, foarte comodă, că nu te freacă tot timpul la cap că ai spera licența și nu trebuie să-l spargi neapărat sau să folosești o versiune piratată care este un risc în sine. Programe piratate sunt un risc pentru că cel care le-a piratat s-ar putea să întâmpla să-și fi pus și el ceva acolo, un program pe lângă programul de care ai nevoie, deci mai ales să-l folosești, să-l folosești pe post de antivirus, mi se pare o chestiune cam anti-intuitivă în acest punct de vedere. Mai există și alte programe dedicate, cum ar fi Spybot, Search and Destroy, este un program care caută astfel de programe pe sistem și te anunță și eventual dezinstalează programele cunoscute ca fiind abuzive și fac și o protecție în timp real. În sensul că după ce sunt instalate, țipă dacă văd ceva în neregulă. Mai există Lavasoft Adaware, iarăși un program gratuit care scanează după programe care exagerează cu reclamele. Deci există multe programe care te pot ajuta să te protejezi sau să găsești asemenea chestiuni. Malwarebytes, iarăși este un program bine văzut în acest punct de vedere, care poate găsi și te poate ajuta la eliminarea multor astfel de amenințări. Dar sunt programe care trebuie să fie instalate și rulate periodic. Chiar e foarte bine ca spectatorii să încerce să-și instaleze măcar unul din aceste programe, să dea o scanare pe calculator dacă nu au făcut-o niciodată. Cei care nu au făcut-o o să vadă, probabil că au o mulțime de surprize apropo de câte mici animăluțe mișună pe calculatorul lor. Da, deci fiecare utilizator poate găsi o grămadă de surprize pe calculatorul lor odată ce ar instala un asemenea program. Știu că înainte tot ai pomenit de Windows, că a devenit ceva mai activ în domeniul ăsta. Cred că, dacă nu mă înșel, a fost și cel mai vulnerabil sistem de operare pentru acest gen de software. Mă rog, a fost și cel mai predominant de pe piață pentru desktop-uri și asta... Exact, a fost o țintă. A fost o țintă. De vedere și... Crezi că cumva acum că iOS-ul și Android-ul s-au dezvoltat și ele destul de bine, fiecare pe domeniul lui, iOS-ul pe laptop-uri și pe tablete și telefoane și... Android-ul pe telefoane și pe tablete, crezi că și ele vor fi destul de bine țintuite? Adică vor... Deci există o mulțime de malware în acest punct de vedere. Iar dacă vorbim de adware-ul este de fapt tipic pentru aplicații în acest domeniu, pentru că foarte puțină lume este dispusă să-și cumpere aplicații. Piața de aplicații este destul de redusă, mai ales pe partea de Android, pe partea de Mac-urile fiind și iPhone-urile fiind un pic mai scumpe și adesensione piețe, un pic mai multe posibilități financiare, acolo se mai cumpără aplicații cât și de cât și în acest punct, asta e un motiv pentru care au mulți dezvoltatori, pentru că acolo poți să obțină relativ repede niște venituri cât de cât consistente. Pe partea de Android se adresează mai mult, să spunem, sau... Chiar se adresează și unei plături mai puțin dotate financiar, care fatalmente este mai puțin dispusă să și cumpere aplicații. În acest punct de vedere, marea majoritate de aplicații instalate sunt programe adware, programe care nu costă nimic, sunt free și pun o linie de reclamă pe ecran. Asta nu este neapărat ceva rău în sine, că câteva minute deranjează cu nimic, pur și simplu îi oferi dezvoltatorul acelei aplicații, o formă prin care poate să încaseze și el un ban. Asta cum ar veni, nu deranjează cu nimic, o reclamă, două, trei, dacă nu mai încap informația de pe pagina căutată de reclame, atunci devine puțin stresant. Bun, mai sunt și unele aplicații care un pic exagerează, care trec și în partea de spyware eventual, care mai și urmărește ce mai faci tu acolo, zicând probabil că vor putea în acest fel să personalizeze reclamele, dar s-ar putea întâmpla să și vândă informații de acolo celor interesați. Deci, în acest punct de vedere, este un risc și asta și pe aceste telefoane e bine depus aplicații care să facă o verificare sumară a acestor programe. Sunt un număr de programe, și ele gratuite, și ele adware, din acest punct de vedere, dar care te pot sprijini să elimini aplicațiile care chiar abuzează în acest punct de vedere. Bun, deci... Ce e de reținut aici, cel mai important ar fi că, bine, nu neapărat cel mai important, dar iOS-ul, comparativ cu Windows-ul și cu Android-ul, ar fi puțin cel mai sigur, să înțeleg. Este într-un fel mai sigur. Este și mai controlat, ce-i drept. Exact, asta vreau să spun. Este sigur pentru că este controlat. Aplicațiile de acolo, deci în timp ce pe Android orice producător poate să facă aplicații și să distribuie cum dorește, Google controlează magazinul lui de aplicații, dar
aplicații se pot instala și într-un mare număr de magazine, nici măcar nu e neapărat nevoie să folosești aplicația care vine pe magazinul oficial, ceea ce oferă multă libertate, dar, de altă parte, această libertate vine și cu riscul că poate să intre multe alte chestiuni. Apple, pe de altă parte, nu permite instalarea de aplicații neverificate de el. Are grijă nici să nu fie prea multă competiție pe acele aplicații, deci dacă apar aplicații care deranjează pe altele, mai ales dacă acele altele sunt ale firmei Apple, vor fi eliminate de pe magazin. Asta este situația. Deci, din acest punct de vedere, selecția este mai restrânsă, dar sunt ceva mai bine verificate, inclusiv Apple, dacă nu mă înșel, are posibilitatea să șteargă la distanță aplicațiile care apar a fi în regulă, deci chiar dacă l-a instalat, va reseta el îndată ce va lua legătura cu magazinul de la Apple, care le transmite că ceva nu e regulă cu aplicația respectivă. Am înțeles. Deci Apple are un sistem oarecum mai controlat, mai profitabil și... și închis. Puțin mai sigur. Automat există și acolo. Adică se pot... De când știu, au mai apărut, dar au fost relativ repede limitate, cum spuneam, pentru că ei păstrează acest control asupra aplicațiilor instalate în ecosistem. Bineînțeles, ele nu controlează și telefoanele care sunt rutate, deci Apple se poate ieși din pușca care o fac ei, în momentul în care ieși, bineînțeles, să-ți asumi și riscurile aferente, că nu mai dispui de control inițial. Aici e un echilibru care era și delicat și nu poate fi generalizat cine unde preferă, între control și libertate. Apple oferă mult control și, în acest punct de vedere, mai multă securitate, dar ceva mai puțină libertate. Mulți preferă mai multă libertate, care însă vine fatalmente cu riscuri. Da, dar până și în libertate, adică până și cu riscurile astea, oricine ar putea să prevină, nu știu, riscurile adware sau spyware? Deci e dificil. În momentul în care, în momentul în care instalezi programe de la oricine, fără să ai posibilitatea să verifici pe acel altcineva, îți asumi fatalmente un risc. Apar, sigur, programe genul antivirus și anti-spyware care verifică spyware-uri cunoscute, dar acestea trebuie să ajungă de cunoscute. Deci este perioada din momentul în care au fost programate și distribuite până în momentul în care au ajuns la firmele de antivirus care să le verifice, să le bage semnături în lista de programe știute ca fiind în neregulă, perioada în care acele programe pot să lucreze, așa numitele zero-day exploits. Bine, na, acum mai sunt și persoane care, cum ai spus tu, poate preferă să aibă browserul de internet bombardat de nu, de că preferă cineva. Probabil, pur și simplu, nu știu. Deci, în principiu, Multă lume s-a învățat să apese pe orice butonaș. Dacă apare undeva un mușcăciun care dă de ceva, apăsați aici ca să... Da, reclame, cu ați câștigat nu știu ce mașină. Am văzut, într-adevăr, calculatoare care mai vreau o firesă câmpică în care... Drept au o imaginație foarte bogată cu tipul ăsta de butonașe care pot fi apăsate și câștigi nu știu ce premiu, da. Dar aici vreau să te mai întreb ceva vis-a-vis de adware. Nu ți se pare că reclamele în general au început să se mulțească din ce în ce mai mult pe domeniul online, pe internet în general? În ultimii neapărat. Ani. S-au mulțit, dacă s-au mulțit foarte mult și parte de TV. A ajuns acum că aproape jumătate din timp te uzi reclame sau ce așa le percepi, chiar dacă de fapt nu e decât un sfert din timp. Ce să spun? Da, dar pe TV totuși mai este puțin control. Mai sunt câteva reglementări. Pe internet poți să pui câte reclame control, vrei. Control există foarte mult și pe internet, pentru că controlul este dat, de fapt ca și pe TV, controlul este dat și de... cei care se uită acolo, de audiență. Deci să nu ne închipuim că dacă n-ar fi niciun control și un post ar putea să înțelegeze 90% reclame, ar și face. Pentru că nu s-ar uita nimeni la acel post. Ar fi un post de teleshopping, n-ar mai fi post care să dea ceva. Și așa, chiar cu reglementările care sunt multe canale, sunt aproape la limita de suportabilitate din acest punct de vedere. Și pe internet se întâmplă același lucru, deci există într-adevăr pagini cu enorm de multă reclamă, dar care au probabil relativ puțin trafic în acest punct de vedere. Probabil pun multă în ideea ca să obțină mulți bani, dar trebuie să vină și ceva trafic acolo care să obții ceva. Cred că tocmai de asta vine adware-ul, că nici măcar nu a aprobat site-ul așa ceva, că doar m-am și uitat pe anumite anunțuri dintre astea reclame, scrie clar pe undeva mic, dar foarte mic scris, scrie ads not by this site. Adică acest anunț nu aparține site-ului. Nu, nici nu știu de ce s-au mai deranjat să-l pun acolo, sincer, fiindcă oricum intra. Scamware. S-ar numi acesta. Deci programe care înlocuiesc reclamele unui site, reclamele cinstite care plătesc niște bani site-ului respectiv cu propriile reclame. Deseori chiar de proastă calitate sau reclame mai fără perdea câteodată, care apar din cauza că tu ai pe calculator instalat în asemenea program în loc să ai un browser curat care să afișeze reclamele inițiale. Dar, cum spuneam, există o gamă foarte largă de site-uri. Undeva aici este și o diferență mare față de televiziune. La televiziune, numărul de canale este fatalmente oarecum limitat de capacitatea de transport a
providerilor de televiziune prin cablu. Pe net avem acces peste tot și acest punct de vedere este greu pentru un site care exagerează acest capitol să ajungă să aibă și foarte mare penetrare, ba chiar pentru multe site-uri, faptul că nu au reclame ajunge să fie un, să spunem, un lucru de care încurajează, să spunem, o imagine de site curat și civilizat și în care poți să ai încredere să mergi. Chiar există multe astfel de site-uri, chiar de referință, probabil că site-urile de referință din net nu au reclame pe ele. Uitați-vă, de exemplu... Da. Vreau să te întreb pe aici. Chiar vreau să te întreb, fiindcă browserul, eu nu știu, am cel puțin mentalitatea asta, nu sunt sigur cum funcționează tehnologia de adware sau de spyware, dar am văzut că nu toate site-urile sau poate unele au sisteme de securitate mai bune. Nu intră, pur și simplu nu intră aceste reclame abuzive oriunde. Sunt site-uri care au pagini curate, sunt site-uri pe care când intră, imediat apar 1000 de reclame cu ad not by this site. Probabil n-a stat să verific eu diversele implementări de asemenea programe care deja sunt abuzive, deja mai mult decât adware. Adică adware-ul, în mod normal, îți pune niște reclame, dar care cam apar tot timpul, nu au treabă cu ce navighezi. Cele care înlocuiesc niște reclame care apar pe site-ul care nu ar trebui să fie acolo, cum se treabă scamware. Deci niște nesimțiți care înlocuiesc reclama cinstită cu propria lor reclamă. Ori, ca să poată să înlocuiască, trebuie să existe acea reclamă inițial. Și identifică acest flux de știri, spațiu de reclamă, ca fiind de la un furnizor de reclamă de la o agenție cunoscută și care au format relativ ușor de recunoscut și înlocuiesc acela. Dacă site-ul nu are, atunci nu au ce să înlocuiască, pentru că pe pagina care nu are niciun cadru, nicio imagine, nu știu să o pui ca să nu cadă peste un test, adică pur și simplu ar fi incomod să-și facă o chestiune care să fie suficient de utilizabilă încât să și mențină, că ei trebuie să aibă grijă să mențină o minimă funcționalitate a acelui sistem. Dacă sistemul devine complet inutilizabil, va fi șters și atunci nu este util acel adware. Și în acest punct de vedere, echilibru care trebuie să-l țină și ei. Dar, cum spuneam, întotdeauna ce pare intuitiv și funcționează, adică putem vedea, de exemplu, diferența mare între prima pagină de la Google și la Yahoo. Yahoo are și reclame, are mulțime de text, are o pagină foarte încărcată și audiența lui a scăzut foarte, foarte mult. În timp ce pagina inițială de la Google este extraordinar de simplă, un doodle acolo... Din când mai fac și un mic joculeț interactiv cu ocazia unei sărbători. Exact. Deși, e chiar foarte frumos. Deși Google scoate mulți bani de reclamă. Da, adevărat. Dar uite, dă-ne niște exemple, pentru câteva știu și eu, dar dă-ne tu niște exemple de site-uri curate și chiar exemple din punctul ăsta de vedere, care nu promovează reclama, ci promovează calitatea și conținutul lor. Cel mai spectaculos probabil că este cunoscutul Wikipedia, care este un site extraordinar de informativ, deci ca și cantitate și colecțiune de informații concurează cu unele de cele mai mari enciclopedii în această oră și care nu are reclame practic deloc. O singură dată pe an au un banner în care solicită donații din partea cui doresc ca să sprijine echipa extraordinar de restrânsă care gestionează acel site și serverele lor care au un cel mai mare primitrat. Știi cumva ce număr de angajați au? Câțiva zeci, din câte știu eu. Deci, probabil că apropiați pe mine. De acolo, dezvoltarea, grosul informațiilor și grosul dezvoltării este făcut prin ceea ce se numește distribuire către populație. Deci, oamenii, diversi oameni contribuie la acele informații. Eu pot să contribui, tu poți contribui, oricine poate să intre să îmbunătățească informația de acolo. Și acei oameni își pun la dispoziție omenirii, până la urmă, capabilitățile lor. Ei nu sunt plătiți. Toți care contribuie acolo, contribuie pentru ca omenirea să aibă acces la informații mai clare despre tot ce ne înconjoară, până la urmă, pentru că ăsta este rolul unei enciclopedii. Și probabil că așa i s-a părut normal și Jimmy Wales, care a pornit acest site, să nu vândă reclamă, care ar fi practic vânzarea produselor altor persoane pentru propriul lui câștig. A considerat acest lucru ca fiind inacceptabil. El s-a bazat practic pe faptul că sunt destule persoane pe lumea asta care ar vrea să lese o contribuție și uite că i-a mers cât de cât. Wikipedia are o bază de date destul de mare sau poate chiar cea mai mare. Probabil că cea mai mare, într-adevăr. Ce au făcut ei, crowdsourcing, sună o chestiune cumva contraintuitivă, că leși oameni la întâmplare, fără să-i verifici ce știu, să completeze acolo. Ți-ai închipui că n-ar putea în acest fel să construiești ceva util. De fapt,
Wikipedia a fost ideea a doua. Prima idee a fost să construiască pe același sistem de contribuții, dar filtrat pe bază de dovada faptului că cine lucrează acolo chiar este specialist în acest domeniu. Am fost în primul proiect, s-a numit Nupedia, rezervată academicii în mediul academic, care, celor care se pregătesc în acest domeniu și care puteau să facă articole de calitate de la începutul începutului. Cred că a și fost și închis, între timp site-ul a avut câteva sute de articole și aproape nesemnificativ, pe când Wikipedia a explodat, are milioane de articole, aproape în toate limbile pământului și încă câteva pe deasupra, că este și în klingonă, și de o calitate extraordinară, adică multe din articole de acolo sunt cât se poate de bune. Sigur, se găsește articole complet stupide din acest punct de vedere, deci cel ne se uită trebuie totuși să-și țină creierul în priză, să poată să discearnă între ele și mai ales, dată ce ceva sună în regulă, să verifice sursele, pentru că un principiu de Wikipedia este că tot ce scrie acolo trebuie să fie justificat, trebuie să aibă o sursă în spate care să justifice de ce este așa și nu altfel. În momentul în care ceva este spus chiar din burtă, va dispare destul de repede. Ceva întreabă de ce ne scoți această informație. Nu este admisă, de exemplu, cercetarea proprie. Dacă cineva cercetează, un mare cercetător care a inventat ceva, nu are voie să scrie acolo în Wikipedia. Trebuie să publice în jurnalele științifice, unde să fie, exact, unde să fie discutat, verificat și abia după ce, să spunem, contribuția este recunoscută și stabilă, poate fi justificată pentru a fi inclusă în Wikipedia ca atare. Bun, la site-uri care promovează așa ceva și sunt foarte lăudabile, hai să revenim la domeniul ăsta puțin mai stresant pentru unii sau poate pentru alții ignorat complet, chit că calculatoarele și browserele lor afișează 1000 de reclame. Cum ar putea afecta adware-ul și spyware-ul calculatorul? Din punct de vedere a proceselor, ar putea să-l încetinească? Sigur. Încetinește, sigur. Și viteza de internet? Depinde ce anume folosește. Deci multe astfel de aplicații încarcă destul de puternic procesorul. Multe din ele, deși acolo intră mai degrabă la capitolul virus, care chiar fac activități în plus față de ce ar dori clientul. Mă refer la faptul că, până la urmă, acest mic softuleț care modifică setările browserului sau cine știe ce face, încarcă până la urmă memoria calculatorului de pe care e găzduit, nu-i așa? Deci intră mai mult pe capitolul virus, există inclusiv aplicații care chiar lucrează la greu. De exemplu, sunt aplicații, sunt virus care pun calculatoarele să mineze bitcoins. Bitcoins este o monedă inventată, cryptocurrency, monedă criptologică, care chiar a început să aibă valoare, ajuns acum, dacă nu mă știu, la 200 și ceva de dolari, deși cândva nu echivalat decât cu câțiva cenți, și care este exploatată nu prin scoaterea aurului cu ceanuri, ci prin punerea unor calculatoare să spargă un cifru, să decodeze niște blocuri de coduri. Și e nevoie de calculatoare puternice acolo, care consumă multă energie, deci e destul de greu să minezi, să obții bitcoins eficient cu propriile calculatoare. Trebuie să plăci specializate pentru această acțiune ca să ieși măcar cât fix pe fix la capitolul consum de curent. Dar dacă pui să facă alte calculatoare la cineva plătește curentul același lucru, poți să scoți astfel de bitcoins care se transformă până la urmă, se pot transforma încă în dolari sau în bani reali, folosind calculatoarele altora care nu au grijă ce își pun pe calculatoare. Este o tehnică foarte bună, pe tocmai cred că de asta și crescut valoarea la acești bitcoins, fiindcă au devenit din ce în ce mai multe persoane interesate de ei. Aceea e probabil mai mult o bulă. Ele sunt văzute de multă lume ca o formă de a evita verificarea accesul la propriile fonduri de către diverse instituții. Înțeleg. De la stat și așa mai departe. Și mai era varianta să le pui în cutii de valori la bancă, dar am văzut că de acolo mai dispar și ta, fiindcă nimeni nu știe ce a fost acolo, n-ai nici măcar cu ce să te plângi. Și altă idee care probabil a venit, hai să-i băgăm în bitcoins, că și aceștia nu se știe cum circulă, poți să ajungă ori și unde. Și în acest motiv probabil că a apărut o cerere, mai ales în momentul în care le crește mult valoarea, multe lume spune și la premisa, domnule, fac lucruri până acum, va crește și de acum înainte, să cumpăr acum cât e ieftin și o să vând după aceea mai scump. O activitate foarte riscantă, de altfel, după cum probabil știu deja, cei care au cumpărat s-au făcut multe case când le creștea valoare. Ce se numește bulă. Da, am înțeles. Da, deci domeniul ăsta, adware-ului și spyware-ului, văd că cochetează așa, în general, cu chestii controversate în jurul ei. În încheiere, aș vrea să concluzionăm cam
cum ne-am putea până la urmă apăra cât de cât, pe lângă informare, pe lângă softuri, cam ce ar mai fi de spus pentru a ne apăra de astfel de, de spyware? Sau cam asta este tot ce s-ar putea spune despre așa ceva? Care, baza informării, îți adun și sculele care se te ajută să te sprijin de ele. Așa ceva, ce să spun, ne uităm undeva la o stele și zicem nu cred că ajută. Am înțeles. Cam asta a fost acest interviu a ediției IT Zone. Vă recomand, chiar v-aș recomanda tuturor să instalați un program anti-malware și să vedeți ce surprize veți avea pe calculator.